Bună dimineața, bună ziua, bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! A venit acum episodul 3, in the works! Let's not waste any time! Deci, melodie, whimsical, witches, wood. Acum îmi propun să termin. Într-o jumătate de oră. Haideți să ascultăm de la început tărășenia. Să vedem. Deja presupun că v-ați săturat de porcării asta de asta. Am să pun niște tuto cu tunel la sfârșit. Deci, ia. Venim aici la soft strings. Și avem aici o chestie care vreau să o măresc acum. Avem niște main volume. Da? A trebuit să fac asta la toate instrumentele și n-am făcut până acum și e nașpa. Punem aici și de aici, ia să dăm creditare. Nu e bine. Bun, aici ce vreau să fac e să fac o creștere, dar nu sunt convins că ăla era volumul care vreau. Da, asta e mai bine. Nu știu dacă vreau să sesizați diferența. De aici vreau să cresc aici. Bun, aici am să cresc foarte mult. Fuck me. De ce? Da, de ce? Iar aici am să cobor înapoi, jos. Ia să vedem. Vreau să cresc până aia. Cam asta a fost efectul care o să-l scot. Și mai departe. De aici vreau să cresc chiar. More or less like so. Ceva mai gradual. Tremură mâna ca la paralitici și este în regulă. Și de aici începe. Iar de aici. Sau, sorry. Iar de aici. Ia! Yeah. Bun. Și aici ne-am oprit data trecută. O să mai fac calibrări din astea, dar le-am făcut acum ca să nu uit de ce vreau să fac. Am crește nivelul acolo. Bun. Bun. Am să vreau să mai cresc puțin nivelul.
printr-un truc. Vă arăt imediat despre ce este vorba. Aici, la soft strings, cresc eu nivelul. Să cobor ăstea puțin mai jos. Oh, shit. Oh, shit. Aici. Și o să înceapă de aici. O să ducă un pic mai așa. Deci îți voi... Dar de ce nu? Dar de ce îl dai mai tare? Cum faci să crească nivelul? What the fuck, man? What the fuck? E, the thing is că îl dau aici mai încet ca să-l dau mai tare throughout. Să fie mai clar. Ah, fuck me, man. Ia. Să-l dau de aici. Mai încet. Like so, father. Și aici unde am eu treaba, sau cu creștere mai graduală, pentru ca să nu sune absolut complet aberant. Like, oh. Bă, nu-i perfect. Anyway. Și acum ce am să fac este că mă duc aici, la soft string, și îl dau leacă mai tare. Cu 3 decibeli. Ia să vedem. Să înregistrați ce zoi. Am ok. Ai să auzi în început. Asta este mai bine la mix decât le fac eu aici, dar trebuie să dau puțin intenție și eu. Băi, cum v-am dat ceva, altceva mai tare? De aici am lăsat ultima oară. Ce vreau să fac aici? Mă opresc de încântat cu sopranul. Și ce vreau să scot este când ajunge asta la fa, am niște cadențe, niște căderi. De exemplu. Să fie mai Danny Elfmanesc, așa, nu știu cum să... Am să umplu eu cu niște weird noises și percuții, dar nu acum, acum mă interesează doar notele. Așa. Și... ca să vin cu tema de acasă, pentru că înainte de a face asta am cântat eu puțin la pian pe aici, ca dar să nu vă țin pe buie dumneavoastră încă 20 de minute. Și mi-a venit mie treaba asta, că cum sunt eu aici. Și acum fa, și aici se oprește sopranul, aici se oprește sopranul și aici începe stringurile. Și apoi se cobor la ele. Așa că, let's do this. Deci de aici. Și aici am pus să cânte asta două măsuri. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și apoi am pus un mi aici jos. Da? Da? Ce fel de... Numai că, ca să audă, o să pun un orchestra hit acolo. Bam! Din Sam, nu acum, mai târziu. Să mi fele.
Și ca să meargă mai bine, Mio asta, am să-l cânt peste tot. Și l-am pus aici. Mimi. Și a ieșit asta. Da. Sună foarte clasic. Sunt keenly aware de chestia asta, că sună foarte clasic. Și când zic clasic, nu clasicii, ci pur și simplu foarte default. Dar, na, ce dracu să facem? Înainte de a continua, haideți să punem main volume-ul ca și în partea alta. Ca să fie treaba bine. Dar să vă dacă s-aude bine, mă. Da, e bine. Bun, am pus volumul ca să pot să-l cresc când ajung la căderile astea nenorocite. Gen așa. Vreau să cresc pe la jumătate de frază de aici. Este volumul. Cât e mai tare, cu atât cântă mai tare. S-ar putea să fie aberant ce fac eu acum. Pe care cobor iar la bază. Ia să auzim. S-ar putea să fie foarte nașpa. Da, e un pic cam mult. Să dau puțin mai jos. Totuși, nu prea jos. Era un pic cam mult. Ne întoarcem iar aici. Sorry. Scuze. Aici! Ia să vedem. Iar e prea mult. E prea mult. E prea noisy. Dar îmi place creșterea. I like it. I believe in it. Yeah. Once again. Perfect. Din nou, avem o creștere aici, am făcut-o la fel, numai că e o notă puțin mai jos. Și trebuie iar să facem creșterea. Oh, fuck. Pe care iar să coborâm la ce intensitate. Deci. Foarte weird. Dar, what can you do? Right? What can you do? Improve it. That's what you do. Așa. Și asta o să cânte like so. Cariera să scadă sub nivel. De fapt, nu de aici. Trebuie să o las puțin să se ducă. Pentru că ecoul este stompat și el. Și nu este ceea ce îmi doresc. Începem puțin mai încet cu si bemolul ăsta. Că parcă prea... destul de extrem. Important este să am creșterea. Asta este the most important aspect. Să fie creștere. Of, Doamne, cum este să pictez cu astea.
Ia. Trebuie să fie un pic cam mult, că e deja în zona albastră. Da, nu e bine. Să fie constant, pentru că sunt două chestii, cântă în paralel. Ia. Bun. Ei, și de aici mai departe, ce vreau să fac este că eu am o temă muzicală care este ca un fel de muzicuță care vine ceva de genul. Asta am gândit-o acum o săptămână. Este o chestie care vreau să o fac. E, ca să pot să fac asta, trebuie să aduc cumva instrumentele astea pe fa și pe mi sau pe la, ca să am. Și apoi să vin undeva pe aici. Și apoi să am. Acum, n-am să cânt toată aia, am să cânt doar puțin din ea ca să fac o închidere. Așa că ce am pus aici mai departe sunt niște aberații, ca nici dacă merg. Niște note lungi. Note lungi. Nici nu știu dacă e bine. Dar vreau să duc muzica, deci după ce pam pam. Pam pam. Pauză, mai punem niște efecte în fundal, apoi începem foarte soviorile. Și apoi mă duc pe la. Și apoi încep cu Glockenspiel. Bun, și acum avem astea. Am pus eu aici un mi, pentru că rămăsesem cu un pam, pam, și nu te-am decât un pam, pam, tot mi. Și apoi. Asta o să fie o chestie mai a piacere, așa mai să vedem. Groaznic! Groaznic! Asta am făcut-o la mare viteză, am stat 2 minute pe ele. Le rezolvăm acum, nicio problemă. Nepau cum problem. Nu bine. Se desfășoară prea repede. Deci am așa un fel de. Abia aici simt nevoia să-l schimb. M-a învățat Mihai Popescu. Pa, cu gâșii. Thank you. Thank you, Mihai Popescu. Și am să țin acest mi mai mult decât trebuie. Un fel de piacere. Eu l-am pus cât trebuie să fie. Două măsuri. Și am să fac furăciune aici. Să pun peste aici așa. Ca totuși să cadă în. Să cadă în normalitate.
Așa, eu am mai pus niște chestii la strings aici care am să le șterg promptly, pentru că nu sunt proaste și că nu e bine să te focusezi pe două deodată. Mergi numai cu o singură linie. Broderia o faci după. Deci mai întâi încercăm să rezolvăm asta și să cădem, să, deci am plecat de la mi și să mergem spre la. Deja am atins la una, treia, cam mi, sol, diez, la, si, do. Scuze-mă. Deci așa. Ia să le lungesc eu puțin, să intre puțin în altele ca să am un legato mai expresiv un pic. Și de aici aș putea să încep cu mi di 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 oh shit fuck me sideways di 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 obțin și o pasă 5.000 de ani ca să-mi give a fuck. Bun. Acum facem la măgară stratul. De aici aș începe cu asta altul. Începe cu el o măsură. E să make sure că nu cânt aberații. Uite-le. Le ținem așa una peste alta aici să le vedem. Revenim așa. Soft. Bun. Ehi, ragazza, beh, che cazzo fai? Atât. Așa, iar asta însă o când mai... No. Nine. Velocity. Prea mult. Vreau să vină strings-urile soft deasupra strings-urile mai tari. Sau să cânte două aici, nu? Si. La. Aici am scos două. Si. Să le binișor, nu e fantastic, dar nu e rău. Ia să vedem. Next. Bă, împreună. Aici când si... Ar trebui să cobor. Regula. Când unii coboară, alții urcă. Așa că asta... Asta... Siul ăsta să-l fac în... În asta. Am si la sol, pot să spun sol. Sol, fa, mi sau mi. Dar apoi iar mă duc de aiurea. Dar nu sunt convins, da? Hai să vedem.
Nu e fantastic. No. Simt nevoia de la lau ăsta să cobor la sol. La sim. Cred că aia să fac. Ia să vedem. Acest nesimțit de do diez. Nu e ok. Nu e ok. Ia să dăm. Nici nu se prea aude acum. Nu șterg, nu mă interesează. I don't give a fuck. Nu șterg. Căcat pe ea. Uite ce m-am enervat. Bun. Bun. Ținem așa și apoi le vedem cum le combinăm când intrăm cu porcăria aia. S-ar putea să schimb chestia asta, că mie nu-mi prea place cum sună. I'm honestly not a fan. Unison. Nu e bine. Nu e bine. Mă enervează ca urcă amândouă. Știți regula. O știți. Toată lumea știe de acum înainte. Bine. Atunci. Miu ăsta. Do cobora solo. Și apoi un C aici. Aici un C. No. Pare rău. Pare rău. Ia.
Idol. Nu e bună. Nu e bună. Prost. Să trag două astea, să înceapă mai devreme un pic. Când așa se simte că ar trebui. Acum e faza. Mă beresc ceva îngustă. Nu e bine. Am un C. Doamne, ce gustă. Aha. Bun, haideți să... Păi bine. E bine. Numai că trebuie schimbate între ele. O ce se repetă? Aici se repetă. Ia. Urmărim numai stringurile hardcore. But it's very good. So far, so good. So far, so good. Și aici mă duc pe la. Cum mă? Și tu când-s la? Oh my fucking fuck, și tu când-s la? Să trebuie să iei saltul puțin cam mare.
Bun. Și acum am terminat cu asta. Vă las în pace cu asta. Ne apucăm de aia, de aia ca lumea. De aici, de la 65. Șacă, tragem Glockenspiele. S-ar putea să-l mut mai încolo, s-ar putea să iei prea, prea multe note lungi, dar în general astea ajută să cimenteze atmosfera. Bun. Unde ești? Bun. 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 Ok. Și acum începem să cântăm. 1, 2, 3. Acum începem să cântăm ceea ce se numesc triolet. Înseamnă 3 pătrim. 3 pătrim. Mi. Cum era? Mi sol. Dar să fac o leacă de zoom, cum ne-a învățat maestru Mihai. Le vreau pizzicato, ciupite. De aceea nu le bag unele în altele. Mi, sol, si bemol. E bine. Surprinzător de bine. Mi, sol, si. Șa. Și ne ducem la velocity. Dă mai tare asta. Ca important să fie accentul pe prima notă. Pam 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 pam. Înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți dumneavoastră? Prima notă trebuie să fie accentuată. Ia. Un, doi, trei, un, doi, trei. Da, trebuie mai repede. Trebuie 16, god damn it. Spre încete. Le facem optimi. Cu alte cuvinte, o să iasă o încălecare aici, ceva beyond. Dar așa intens. Uneori iese încălecare. Să fie complet în afara ritmului de până acum. Sau, nu, de fapt niciun sau, fuck it, așa o să fie, optim, cine nu-i place, nu-i place, ce scuze, mi, sol, si, mi, sol, deci cum era? Mi, mi, sol, si, mi bemol, sol, si, bun. Se repetă astea două. Ciac. Ta da ta ta da ta ta da ta ta da ta. Dar nu-mi place că astea care le-am copipestuit nu sunt saxul mai mare. Așa. Iar astea nu sunt pe timp, domnule.
primul rând, le mai micșorăm pe toate. Fiind sigur că încape pe timp. Și le punem noi pe timp cu mâna. Pentru că dacă nu-s pe timp, s-a terminat cu sentimentul ăla de glockenspiel, că e foarte mecanic și mecanic. Mi sol si, mi sol si, mi sol si, mi sol si, fa. Si fa la re mi, fa la te mi. Ia. Fa, la, re, mi, la, re. Nu prea lăsăm ce fac eu aici, nu? De unde dracul le scoate pe astea? Ce dracu se întâmplă? Pe cine copii? Aoleu! Deci, o să vin cu acompaniamentul. O să vin cu acompaniamentul mai târziu. Deci. Ami. Mi sol si mi, am uitat. Aha, se repetă reul. Re. Deci. Do diez mi sol. Copiii mei ar astea pentru că sunt numai trioleți, it doesn't matter, important e ce note cântă, nu dure. Do mi sol. Șa. Do, re, sol, si, mi, sol. Do, re, sol, si. Do, re, okay. There's no sugar. One. La fare. La fa. La fare. Și încă o dată. La fa. Re. Și. Sol. Sol, mi, do. Oh.
Sol, mi, do, sol, mi, do. Ha, s-a dat simțit cam lung să depășească fraza. Which I don't like. Sol mi do, încă o dată. Sol mi do, yes. Fare si, s-a să tai din frază, că e prea lungă. Fare si. S-ar putea să tai din ea, dar acum o pun pe toată, că mai bine o construiesc să aibă sens și după aceea să tai ce the trim the fat fare si fare si la fa fare si la si la Re, fa. Vedeți? Le-am inversat ca să fie funny. Mă rog, mai Louis C.K. funny. Dar, you know. La fa. Deci. Să sune mai iubit. Dogos. Oh, hold on, partner. Mamă, ce prostie. Ah, fuck. La, re, fa, la. M-am ferat. Doamne, e o oră. La fare. Bun. Termin fraza și vă las să plecați, dragii mei. Sol, si, mi. Sol, si, mi, sol, si, mi. Dacă aveam partitură, doamne, alea sunt perfecte, nici nu se lungesc, toate sunt dreptele, vezi, nu sunt subaltele, ce... God! Sol, si, mi, sol, si, mi. Falare. Cred că o să fac un fel de... Să sune de parcă ar fi stricată. Ca să sune că s-a stricat practic, s-a deteriorat și o să preia acorzile ultima notă și o să închid așa pun tensionat. Falare. Do, diez, sol, mi. Nici măcar n-ascult, nici măcar testez, mă interesează. Do. Do, diez, sol, mi. Do, diez, sol. Mi. Așa. Și acum testez. Nu mă interesează dacă e bine sau nu. Am. Hai că testez. Do, sol, mi, do, sol, mi, do. Mai un pic și termin. Do, sol, mi, do, sol, mi, do, la, fa. Do, la, fa. Do, la, fa, do, diez, si, sol. Aproape am terminat, că se termină dracu, măsura. Do, sol, mi, do, si, sol. Sol, do, sol, mi, do, si, sol, do, sol, mi, do, si. Re, la, fa.
Re, la, fa, re, la, fa, re, si, sol, mi, do, re, la, fa, re, si, sol, mi. Mai am o frază, o măsură, mi. Mi. Bă, cred că am... Mi do diesimo, mă, mâncat prea mult. Dar le copii pe asta că l-am copiat, am făcut bine, dar fraza de dinainte trebuie schimbată. Mi do si mi do. S-a terminat și Glocken fucking spielu. Mi do dies. Am să o stric pe asta, nu o las pe toată cât e acum, dar vreau să termin toată fraza care am gândit-o. Re, fa, la, la, re, fa, la, și last but not least, corect, așa, și acum. Să sune perfect cu violele în fundal. Soft. Aici a făcut o facărie. Cred că așa e mai bine. Și ca să vă convingeți de ce am zis, așa, numai ca să vă convingeți că ați avut super răbdare să stați până acum, o să... O să ținem miul ăsta de la sos strings. Mi... Și o să le cântăm, o să facem puțin acompaniament. Ca să sune ok. O să vedeți. O să sune fantastic. Sper, nu știu. M-am chinuit destul de mult la partea asta. Ia. Ia să dăm. Nu știu. E nașpa că... Mi sol si re die sol si. Bun. Ok. I get it. Facem. Mi sol si. Și aici o ducem pe fa. Mamă, cât ești, Dumnezeule Hristoase! Uaaa! Unde ai dus? Oh, God! Unde s-a dus? Nici nu știu unde sunt. Oh, shit! Shit! Oh, man! La, de cum să mișcă? Hai odată! Oh, God!
Ok, deci am fa re ti da ra pam param param. Ni, am pus markerul nașpa. Șa. Mai ne avere punem un si. Ba nu, asta o să cânte notele lungi și am să fac broderia la cealaltă. La celelalte corzi. Asta este doar dominantă, fuck it. Deci nu are cum să nu sune perfect. Nu are cum. Nu are cum, e imposibil. Asta e făcută cu un delem de la bunica. Deci le pun peste nota dominantă, aia cea mai roșie. Și o să cânte aceleași chestie. Pentru că this is lazy, but efficient. Opa, asta a terminat. What the? Să mai lungim catastrofa. Ii, dar nu cu totul, god damn it. Am terminat. Ia, Gianna. E prost. N-a ieșit bine, dar n-a ieșit rău. Este foarte ușor de fixat. E mega simplu. Dar ne depășim ora. Așa că o să fixăm next time. Și o să next time o să ne decidem și cât păstrăm din melodia asta, că nu o lăsăm pe toată, că n-are rost. Haideți să ascultăm de la început As Per Always. Trebuie fixat acolo. A început de vreme aici. Ca să întârzi, să o scot. E lungă.
Aici o să termine melodia. Aici o să termine. Which means, cu tocul transportor are 2 minute. Bun. Toate acestea fiind zise, vă salut, voie bună, pace în suflet, toate alea.